Accidentul a avut loc în Argeș, aproape de localitatea Stolniș, la limita cu județul Olt. Trenul care se deplasa pe ruta București-Craiova era condus de un mecanic de 48 de ani, care l-a văzut pe localnic. A tras semnale și a încetinit garnitura. Angajatul CFR le-a spus anchetatorilor că bătrânul de 80 de ani stătea așezat în fund pe linia de cale ferată, iar când a auzit semnalele s-a ridicat, dar n-a reușit să se salveze. A fost lovit de tren și aruncat în afara șinelor. Un echipaj medical l-a menținut în viață până la Spitalul Județean de Urgență din Pitești, acolo unde a ajuns intubat. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și din cauza accidentului feroviar, traficul a fost blocat timp de o oră și jumătate.